o multitudine de boli pe care le suferă femeia în cursul vieții sale pot lăsa sechele majore asupra rinichilor și pot dezvolta o boală cronică de rinichi. Și boala cronică de rinichi este noțiunea care a înlocuit actualmente ceea ce înainte se numea insuficiență renală. Insuficiența renală este doar un stadiu final al bolii cronice de rinichi, care începe mult mai devreme. De ce s-a schimbat definiția? Nu doar ca să se mai scrie alte cărți și să mai facă alte congrese, ci ca să se atragă atenția asupra începuturilor insuficienței renale. Pentru că, din păcate, noi știm că insuficiența renală cronică este o boală care se dezvoltă foarte insidios, nu știu dacă nu e un pleonasm, care se dezvoltă insidios, pentru că nu are semne și simptome decât foarte târziu în cursul evoluției sale. Dezastrul este de multe ori irecuperabil, pentru că în momentul în care bolnavul vine cu parametrii funcției renale alterați, și o să vorbim îndată despre ei, o să-i nominalizăm, în momentul acela treaba, calea este fără întoarcere, ca să o spun așa. Deci este 90% din zestrea renală este deja pierdută. Boala cronică de rinic, din păcate, nu se vindecă, însă poate fi tratată, adică ceea ce învățam noi la fizică, accelerația, poate fi scăzută accelerarea progresiei bolii cronice de rinichi. Și cum anume? Poate fi scăzută această viteză de progresie tratându-ți corect tensiunea arterială, tratându-ți corect diabetul zaharat, tratându-ți corect alte comorbidități care pot apărea. Dacă acestea vor fi neglijate, atunci, într-adevăr, calea spre insuficiența renală, adică spre stadiul în care este nevoie de dializă sau de transplant renal, calea aceasta este irreversibilă. În anul 1994, cu un număr de numai 6 bolnavi, a început să se facă dializă la Suceava, iar într-un an și jumătate s-a ajuns la 90. Acum, în județ, sunt aproximativ 400 de bolnavi care fac dializă, iar 70 de suceveni au beneficiat de transplant. Îi rog în continuare pe suceveni, așa cum am făcut de fiecare dată când am avut prilejul, nu să dea năvală la medici, dar să-și facă controlele când sunt chemați, să-și dozeze măcar o dată pe an analizele pe care medicii de familie le știu foarte bine, știu ce să le recomande. Sigur, noi avem un cabinet de nefrologie la care lucrăm cei câțiva oameni, avem secția de nefrologie cu cele câteva zeci de paturi care nu pot suplini cei 600 de mii sau câți locuitori mai are județul Suceava. Din cauza aceasta, educația trebuie pornită de la populație, prin medicii de familie, prin secțiile de medicină internă și, evident, când cazul nu mai suportă altă terapie, să fie dați la nefrologie.